Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit o poveste. Un tânăr a plecat în armată, era într-o vreme îndepărtată, când cunoașterea mai scăzută decât în zilele noastre și mijloacele de comunicare mult mai puține. Și după un timp, acest tânăr îi trimite o scrisoare tatălui său, care nu știa să citească. Tatăl primește cu mare emoție acea scrisoare venită de la fiul său de pe front, și aleargă în sat să găsească pe cineva care știe să descifreze literele. Și în drumul său spre persoana potrivită îl întâlnește pe jandarm. Jandarmul satului ia scrisoarea și la rugămintele bătrânului începe să citească. Dragă tată, sunt departe de casă și armata e grea. Am cheltuit toți banii, aceia puțin pe care mi-ai dat la plecare, și acum sunt în mari nevoi. Trimite-mi bani ca să nu mor de foame. Al tău fiu. Bătrânul, ce nerușinare, așa să-mi vorbească el mie? Și în întristarea lui spre casă se întâlnește cu preotul. Și a spus, părinte, uite, am o scrisoare, vreau să o citești și tu. Și părintele își drege glasul și citește scrisoarea. Dragă tată, sunt departe de grea. Am cheltuit toți banii aceia puțini pe care tu mi-ai dat când am plecat și acum sunt în mari nevoi. Trimite-mi bani ca să nu mor de foame. Al tău fiu. Tatăl a spus, vai de mine, cum să nu-i trimit bani? Așa de frumos mi-a scris, cum pot să nu-i trimit eu bani lui? Auzim vorba aceea de multe ori, tonul face muzica. Putem să spunem un adevăr, un lucru, în diverse feluri. Suntem în capitolul 13 din Corinteni în dimineața asta. Și de fapt este o secțiune mai largă a acestei cărți în care Apostolul Pavel răspunde unei nevoi din biserica din Corint, din acele timpuri. Biserica aceasta a avut multe întrebări. Și poate că v-ați întrebat de ce așa de multe teme se succed în cartea Corinteni. Biserica aceasta a adresat întrebările Apostolului Pavel și el, când ne-a scris această epistolă, a răspuns la aceste întrebări, numai că nu ne-a spus nouă celor din 2014, acum răspund la întrebarea despre căsătorie, acum răspund la întrebarea despre vorbirea în limbi. De aceea uneori este confuz să discernem la ce întrebare răspunde Pavel. Numai că ceea ce este evident în acest capitol despre care o să vorbim în dimineața asta este că Pavel vorbește despre tonul, sau altfel spus, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dragostea este ligamentul care leagă trupul lui Hristos, mădularele. În capitolul 12, Pavel vorbea despre faptul că noi, biserica, suntem trupul lui Hristos. Și apoi vorbește despre darurile profetice, despre vorbirea în limbi. În capitolul 14, dacă vă uitați, în versetul 1, Pavel continuă acest discurs răspunzând la întrebări despre uzanța darurilor supranaturale. Între cele două capitole, 12-14, Pavel face o paranteză și vorbește despre dragoste. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dragoste este cadrul în care trebuie să se manifeste aceste daruri spirituale. Dar înainte de a citi textul, probabil că este bine să răspundem la întrebarea ce este dragostea. Ce este dragostea? Cele mai multe melodii pe care le ascultăm, vrem, nu vrem, vorbesc despre dragoste. Poate că cele mai multe vorbesc despre o dragoste neîmplinită, o dragoste care lasă urme adânci. Filmele multe vorbesc despre, transmit în mesajul acesta ideea dragostei, depinde cine transmite ideea în acel film. Dragostea este o temă recurentă în toate curentele literare, istorice, filozofice. Dacă romanticii divinizau ființa iubită, se întâmplă în postmodernism ca dragostea să fie o simplă idee sau un sentiment fără esență. Și acum când biserica este pregătită să vorbească despre dragoste, ce este dragostea? Poate că dacă am face un sondaj, să răspund la întrebarea ce este dragostea, o să primim foarte multe răspunsuri. Pentru că este o caracteristică a timpului nostru, să votăm cu privire la ceea ce înseamnă un cuvânt. Nu mai suntem în acele vremuri în care un cuvânt să însemne
același lucru pentru toată lumea, ci fiecare din noi încearcă să definească în termeni proprii ce este o anumită noțiune, care e realitatea, ce este dragostea. Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 13. Vom parcurge întregul capitol în această dimineață. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte. Dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Am putea privi acest capitol, despre care se spune că este cântarea cântărilor a Noului Testament, l-am putea privi ca pe o floare. Și ca să admiri o floare, pur și simplu trebuie să te uiți la ea și să te bucuri. Atunci când interpretăm Biblia, uneori trebuie să tăiem floarea în două, să-i smulgem petalele, să-i secționăm tulpina și să vedem ce se află acolo. Poate că unii ați fi bucuroși dacă ne-am oprit la lectura textului, pentru că textul în sine este foarte pătrunzător. Dar aș vrea să disecăm un pic acest capitol și să înțelegem ce este dragostea. La ce se referă Apostolul Pavel când vorbește despre dragoste. Și ca să definim acest termen, m-am gândit la cartea lui C.S. Lewis, Cele patru iubiri. Și mi se pare că C.S. Lewis, gânditorul creștin, reușește destul de bine să surprindă diverse aspecte ale acestui cuvânt, dragoste, care poate însemna și înseamnă multe lucruri. În primul rând, el spune că o primă semnificație a cuvântului dragoste este afecțiunea. Afecțiunea este tipul de iubire cel mai greu definibil, deoarece este prezentat în cele mai multe tipuri, însă se regăsește adesea în familie. Este o formă de iubire naturală. Și C.S. Lewis spune despre acest tip de iubire că se poate sfârși prin trădare sau neîmplinire, pentru că atunci când familiaritatea dispare sau când una din părți e trădată, dragostea este pusă la încercare și poate să dispară atunci când nu este subordonată iubirii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, această dragoste, afecțiune, este o dragoste imperfectă. O dragoste pe care o putem experimenta, dar care nu întotdeauna rămâne. Un alt tip de dragoste despre care vorbește C.S. Lewis este prietenia. Este o conexiune fragilă, spune el, între oameni care pot face activități în comun. De obicei, se referă la iubirea intelectuală. Și el însuși a experimentat această iubire făcând parte din grupuri de intelectuari din Anglia, Oxford, Cambridge.
În Biblie întâlnim acest tip de iubire între David și Ionatan. O iubire prietenie. O iubire care a rezistat. De asemenea, spune C.S. Lewis că această iubire este o artă pierdută în zilele noastre. Pentru că există pericolul ca, făcând grupuri sau bisericuțe, pe unii să excludem. Și această iubire, fileo, prietenie, este o iubire care nu este inclusivă, ci uneori poate fi exclusivă. Deci nu este o iubire care să rămână de-a pururea. Poi C.S. Lewis vorbește despre romantism sau eros. Este intimitatea emoțională, dragoste între două persoane. Erosul nu vizează fericirea. Atunci când se află în noi, preferăm să împărțim nefericirea cu ființa iubită decât să fim fericiți în indiferent ce alte condiții. Și în altă lucrare, în creștinismul redus la esențe, spune C.S. Lewis că erosul, romantismul, acest tip de iubire se întâlnește pe deplin în căsnicie. Cea de-a patra iubire pe care C.S. Lewis o surprinde este mila sau iubirea agape. Este o virtute creștină. Nu este o dragoste naturală, ci este darul lui Dumnezeu, dar și rezultatul unui efort uman de a iubi dincolo de circumstanțe până la capăt. Acest dar este de fapt tipul de dragoste pe care Dumnezeu îl are față de oameni. Mila este dragostea supremă. Mila, conform lui C.S. Lewis, este dragostea care rămâne. Și un citat mi-a reținut atenția, încă un citat mi-a reținut atenția din această carte. A iubi înseamnă a fi vulnerabil. Indiferent ce ai iubi, cu siguranță ceva îți va sta pe inimă și e posibil chiar să ți-o sfâșie. Dacă vrei să te asiguri că nimic nu ți-o va afecta, atunci trebuie să-ți încredințezi, nu trebuie să-ți încredințezi inima nimănui, nici măcar unui animal. Ambalează-ți-o grijuliu în ocupații favorite, în mici desfătări, evită situații complicate, zăvorăște-ți-o într-un loc sigur, în coșmarul egoismului tău. Ce spune aici autorul este că atunci când iubim, devenim vulnerabili și iubirea ne predispune la a fi răniți. Ce este iubirea? Ce înseamnă iubirea? La ce se referă Pavel când spune vă voi arăta o cale nespus mai bună? Că vă uitați în capitolul 12 din 1 Corinteni, apostolul când deschide această paranteză, încheie capitolul cu acest verset. Umblați dar după darurile cele mai bune și apoi spune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Ce înseamnă dragostea creștină? Poate pentru unii dragostea creștină înseamnă să fim acceptați de ceilalți indiferent de modul în care gândim, indiferent de modul în care ne comportăm, indiferent de convingerile noastre. Alții ne gândim că dragostea creștină înseamnă să dăruim tot ce avem, să ne sacrificăm. O altă categorie poate se gândește, creștinii iubesc atunci când sunt în lume și se oferă pe ei. Dau valorile lor altora. Dar ce înseamnă dragostea? Haideți să ne uităm atent la această cântare a cântărilor din Noul Testament. În primul rând, în primele trei versete, Pavel vorbește despre faptul că dragostea este superioară darurilor spirituale. Dragostea este măsura manifestării spiritualității și nu darurile. Fără ea, fără dragoste, darurile spirituale nu au nicio valoare. Iubirea este superioară. În primul rând, versetul 1, este superioară limbilor omenești și îngerești. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt ca o aramă sunătoare sau ca un chimval zângănitor. Iubirea despre care Biblia vorbește este o iubire superioară darului vorbirii în limbi. Biserica din Corint excela în acest punct al darului vorbirii în alte limbi.
Și se pare că își măsurau spiritualitatea în funcție de cantitatea de timp în care ei vorbeau în alte limbi. Apostolul vine cu această învățătură spunând: o cale mai bună este dragostea. Este superioară zgomotului. Apoi, dragostea este superioară profeției, prorociei, în versetul 2. Mai sus decât acest dar supranatural este dragostea, este iubirea. Continuă spunând că dragostea este dincolo, mai presus de știință. Ce-ar fi folositor un om care poate să ne explice în detaliu ființa umană, pătrunzând în celulă, în ADN și în toate elementele care compun existența noastră, cele trei entități, suflet, trup, duh? Sau cineva care ne-ar explica într-un mod briliant cum există cosmosul, cum funcționează? Sau la ce ar fi bun un om care poate să explice Biblia, având toată știința și cunoștința, dar un om care nu este mânat de dragoste, condus de dragoste? Apostolul răspunde: nu este bun la nimic. Ba chiar mai mult decât atât, Pavel spune că dragostea este superioară credinței. Chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții, vă aduceți aminte cine a spus aceste cuvinte? Iisus a spus: dacă veți avea credință, veți putea spune acelui munte: mută-te, și se mută. Și noi creștinii suntem oameni și noi oamenii suntem însetați după lucruri care să ne atragă privirile, să ne șocheze, să ne impresioneze, să fie un pic senzație. Nu ar fi interesant ca un deal să se mute? Nu ar fi interesant ca munții Dobrogei să fie la pădurea Gârboavele? Și atunci spunem: da, Dumnezeu există. Sau de ce nu să vină Sinaia mai aproape de Galați, undeva pe la Brăila, sau în cartierul de Micro 19. Chiar dacă cineva dintre noi ar avea această putere, acest dar al credinței încât să mute munții, dar ar fi fără dragoste, nu este nimic. Nu valorează nimic. Și pentru că în ultima vreme în biserica noastră se citesc fabule de Costache Ioanid, n-am vrut să fiu fără prea mult lirism astăzi, așa că am găsit și eu o fabulă. Costache Ioanid surprinde acest element în fabula Butoaiele. Pe drum de toamnă, dintr-un car cu boi, se auzea un vuiet de butoi. Sunt eu, bum, bum, butoiul, care bubui pe drum. Sunt bucuros că am volum, că doar nu-s buburuz, sunt sau bolovan, să tac buștean, ca ăst butoi ce zace alături, bobosit, obosit, ca un buboi. Și-ai casei au sărit năboi cu păhărerele, zicând glumeți: hai, dă-ne o probă, măiestre vorbăreț. Bun, bucuros, vă dau, dar mai domol, căci să vedeți, pentru moment sunt gol. Dar tu, i-a zis butoiului vecin, nu spui nimic? Nu pot, sunt plin. Și s-au umplut paharele de vin. Și acum morala își dă tributul. Atunci când e Hristos în noi, nu mai vorbește doaga de butoi, ci conținutul. Dragostea este superioară darurilor spirituale. Dragostea este măsura trăirii noastre spirituale și nu darurile. Ce este dragostea? Păi Pavel spune în versetul 3 că dragostea este supremă oricărui gest radical de renunțare la sine. Imaginați-vă cel mai mare gest de altruism sau de abnegație. Cel mai măreț gest de sacrificiu personal pentru cineva, pentru comunitate. Pavel spune: chiar dacă mi-aș da toată averea, ba chiar să trupul meu să-l dau să fie ars pentru alții. Toate aceste eforturi fără dragoste valorează zero. Orice act de caritate, orice sacrificiu care este inferior dragostei. Asta ne face să ne gândim: atunci ce e dragoste? Noi am crezut că dacă îi ajutăm pe săraci și avem departament de ajutorare, înseamnă că iubim. Noi am crezut că dacă întâlnim pe stradă oameni
îmbrăcați murdar și îi hrănim și îi îmbrăcăm și le dăm căldură, asta înseamnă dragoste. Dar Pavel spune că dacă fac aceste lucruri fără dragoste, nu valorează nimic. Toate aceste fapte sunt egale cu zero. S-ar putea naște acum o dilemă falsă. Cu alte cuvinte, Pavel să ne pună să alegem între vorbirea în limbi, darul profețiilor, darul credinței, altruism versus dragoste. Ori nu este așa. Pavel ne spune că dacă vorbim în limbi, dacă avem darul credinței, dacă profețim, nu avem dragoste. Sau dacă oferim, dacă ne jertfim, dacă îi ajutăm pe cei săraci, se opune dragostei. Nu, cele două sunt împreună. Dar toate aceste lucruri, vorbirea în limbi, credința, profeția, altruismul, abnegația, fără dragoste, valorează zero. Apoi Pavel continuă descriind dragostea. Ce este dragostea? Începând cu versetul 4, observăm o serie de verbe. Uitați-vă cu atenție, vă rog. Dragostea este, și se repetă asta de multe ori, dragostea nu se poartă, nu caută, nu se mânie. Dragostea înseamnă acțiune. Dragostea nu e doar acel fior pe care îl simt, nu e doar un imbold de moment în urma unei întâlniri, ci dragostea este o acțiune. Dragostea este o alegere. Dragostea înseamnă fapte. Mai mult decât cuvinte, mai mult decât sentimente. Și Pavel descrie dragostea. Dragostea este, în primul rând, dragostea este îndelung răbdătoare. Îndelung răbdătoare. În 2 Petru 3:9, Apostolul Petru spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum credunii. E vorba de făgăduința aceea, a revenirii lui, a sfârșitului lumii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Observați, Pavel folosește un concept care nu-i natural, care nu-i omenesc, care ține de Dumnezeu. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru noi oamenii, prin faptul că ne dă timp, ne dă har, ne dă șansă după șansă să ne pocăim ca să ne întoarcem la El și să nu mergem la judecată. Dragostea creștină, acest cadru în care operăm cu darurile spirituale în trupul lui Hristos, este o dragoste îndelung răbdătoare. Apoi, tot în versetul 4 spune că dragostea este plină de bunătate. Altfel spus, dragostea te surprinde prin amabilitate, te surprinde prin atenție. Aceasta este dragostea despre care vorbește Apostolul Pavel. Și începând cu partea a doua a versetului 4 până la versetul 8, Pavel spune ce nu este dragostea. Haideți să ne uităm la aceste lucruri. Dragostea nu pismuiește sau dragostea nu este invidioasă. Haideți să facem apel la cartea Genesa. Sunt cei doi frați, Cain și Abel, cei doi aduc jertfe lui Dumnezeu, jertfa lui Abel este primită, jertfa lui Cain nu este primită. Iar Abel, fiul mânios, trece la Cain, mulțumesc, trece la fapte, trece la invidie, condus de invidie, îl ucide pe fratele său. Dragostea nu pismuiește. Atunci când cuiva îi merge mai bine și în noi sunt sentimente care spun ceva de genul nu prea îmi convine că el o duce mai bine ca mine, are mai multe daruri, este mai bine văzut, se îmbracă mai bine, gândește mai bine, are o școală mai bună, are copii mai frumoși. Dragostea nu pismuiește. Apoi suntem la ce nu este dragostea. Dragostea nu este lăudăroasă. Adevărata dragoste nu își pune în lumină cine este ea, valențele ei, bucuria ei, măreția pe care o are.
Dragostea nu este mândră. William Carey este un, sau a fost un misionar, se spune despre el că a fost părintele misionarismului modern. Și Dumnezeu l-a folosit într-un mod uimitor pe William Carey, care a fost provocat de Dumnezeu în timp ce era cismar. Și în atelierul său mic din Anglia, acest om a fost chemat de Dumnezeu să slujească Indiei. Și în timp ce repara pantofi, a început să studieze, să învețe. A învățat citind Biblia, a învățat alte limbi, mai târziu Dumnezeu l-a folosit pentru a întemeia școli, un sistem de educație în India. Și la o întâlnire cu un nobil, acest nobil, ca să-l umilească, i-a spus: domnule Carey, suntem de acord amândoi că ești doar un cismar, nu-i așa? La care William Carey a spus: dragă nobil, ar vrea să știi că nici măcar un cismar n-am fost. Am fost doar un cârpaci. Aceasta este dragoste. Apoi, dragostea nu se comportă indecent sau dragostea nu este nepoliticoasă. Dragostea este respectuoasă. Apoi, dragostea nu urmărește propriile interese, nu caută folosul său. Un om care e condus de dragoste, despre care ne vorbește Biblia, nu este un om în căutarea realizării proprii. Urmează apoi, dragostea nu se mânie. Deja începe să crească nivelul de frustrare din noi, nu-i așa? Dragostea nu se mânie. Mi-aduc aminte de Moise. În Numeri 20 este descris un episod din viața acestui om. Un om despre care Biblia spune că a fost un om cel mai blând de pe fața pământului. Un om care a avut o chemare de partea lui Dumnezeu să scoată o națiune din starea de sclavie și să o ducă într-un loc pe care să-l stăpânească. Un om care a trecut prin multe încercări ale vieții. Și un om care are în spate un popor care tot timpul cârtește. Vă amintiți cârtirile? Hei Moise, de ce ne-ai adus aici să murim în pustiu? Așa de bine era în Egipt. Aveam cârnați, aveam castraveți și usturoi. Aveam ceea ce ne trebuie. Ce, n-aveam morminte acolo? Și cârtirea asta persistă ani de zile. Sunt capitole întregi în care întâlnim o națiune întreagă care cârtește. Și în Numeri 20 Dumnezeu îi spune lui Moise, după ce poporul cârtește, hrănește, adapă acest popor. Nu-i de la mine, să știți. Ok. Dumnezeu îi spune lui Moise: dă apă acestui popor care cârtește. Dumnezeu îi spune cum să facă asta. Îi spune: vorbește stâncii și stânca va da apă care să hrănească poporul. Însă Moise se mânie pentru că poporul este cârtitor. Și atunci ia toiagul și lovește stânca nu odată, ci de două ori. Dumnezeu dă apă, poporul este adăpat. Și apoi Dumnezeu îi spune: pentru că m-ai nesocotit în fața poporului, nu vei intra în țara promisă. Parcă e nedrept. Un om care să suporte ani de zile cârtirile unei națiuni, nu are voie să greșească o singură dată? Dragostea nu se mânie. Oare cine se poate ridica la acest standard? M-am surprins săptămâna asta într-un context foarte mânios, pe un funcționar public. Știu că am compasiunea voastră, dar asta nu mă îndreptățește să continui în starea mea și nici pe voi. Dragostea nu se mânie. Apoi, dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu se gândește la rău. Cu alte cuvinte, dragostea nu înmagazinează toate faptele rele care au fost făcute împotriva cuiva. Dragostea nu este istorică. Cearta aceea când ți-aduce aminte de epoca glacială și de mama și de tata și de bunici și de acum 100 de ani. Nu este dragostea asta. Dragostea nu se gândește la rău. Mă amintesc că eram în clasa a doua când m-am dus la școală cu tema nefăcută și
doamna sau tovarșa, ca să fiu corect cu timpurile acelea, tovarșa învățătoare, a fost supărată pe mine și pe toți cei care nu și-au făcut tema și am luat note mici și mustrare. Și am zis că în ziua aia s-a întâmplat un episod. Doamna tovarșa, scuzați-mă, s-a dus la perete, a vrut să schimbe un tablou și când l-a dat jos, rama s-a desprins și sticla a căzut pe fața doamnei tovarșei învățătoare. Și a rănit-o destul de tare. Iar atunci am zis, uah, ce bine-i! Mi-a plăcut asta. I-am zis, meriți asta, că ai fost rea. Hei, dragostea nu se gândește la rău. Apoi dragostea nu se bucură de nedreptate. Sunt multe forme în care se întâmplă nedreptatea în jurul nostru, în viața altora. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, spune Apostolul Pavel. Urmează apoi un alt episod în care Apostolul Pavel ne descrie dragostea. Cum spunea Charles Spurgeon, sunt cei patru însoțitori ai dragostei, cele patru ființe care acompaniază dragostea. Prima este capacitatea de a suporta totul sau de a acoperi totul. 1 Petru 4 cu 8 spune, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Un om care este stăpânit de dragostea asta nu va scoate în evidență greșelile altcuiva. Știți, ne se întâmplă tuturor atunci când ne izolăm așa noi doi prieteni, oricare am fi noi, spunem, auzi, știi ce, dar uite, persoana aceea știi că are o problemă, știi, nu? Da, știu că are o problemă, uite, o duce rău, acolo greșește. Dragostea acoperă. Adevărata dragoste este cea care, atunci când știe un lucru rău despre o persoană, nu îl evidențiază, nu îl scoate în relief, ci îl acoperă. Și în felul acesta acoperim o sumedenie de păcate. Știi eșecurile altora? Dragostea le acoperă. Înseamnă asta să trecem cu vederea păcatul și să nu confruntăm nici de cum? Pentru că trebuie să luăm aceste principii și să ne ancorăm în întreaga Scriptură. Există loc de confruntare, de îndreptare, dar toate acestea pentru binele celuilalt. Atunci când știm un defect al cuiva și îl răspândim, acolo nu e dragoste. Acolo este egoism, mândrie, bârfă. Apoi, dragostea are capacitatea de a acorda credit. Dragostea crede totul. Să însemne asta oare că putem crede orice minciună? Dragostea crede totul. Asta înseamnă oare că trebuie să cred orice inepție a oricui? Dacă vine cineva acum și îmi spune că pământul e pătrat, trebuie să-l cred? Oare la asta se refere dragostea? Dragostea crede totul înseamnă că atunci când ești în relație cu cineva, trebuie să-i acorzi credit. Trebuie să crezi că poate. Trebuie să îl lași, să-i dai încredere. În al treilea rând, a treia persoană care acompaniază dragostea este capacitatea de a spera. Dragostea este optimistă. Dragostea n-are de-a face cu pesimismul. Apostolul Ioan spune că în dragoste nu este frică. Frica de viitor, frica de ce ar face alții, frica de oameni, gânduri rele despre ce ar putea să se întâmple cu noi, toate astea nu sunt izvorâte din dragostea despre care vorbește Biblia, ci sunt izvorâte din egoismul nostru, de natura veche. Apoi, dragostea are capacitatea de a suferi totul, de a răbda totul. Suferă totul. Nu știu cum sunteți, dar în mine gradul de frustrare a crescut aseară pe parcursul studierii acestui text. Cum adică dragostea? Adică eu trebuie să fiu așa? Adică eu trebuie să acopăr totul, să cred totul, să sper totul, să sufăr totul? Observați că de des apare cuvântul totul, suferă totul, rabdă
totul. Cu siguranță că se naște întrebarea, cine poate iubi așa? Oare cine poate iubi în felul ăsta? Hai să recitim de la versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. E cineva aici care poate să iubească în acest fel? Cine poate iubi așa? Și totuși, Pavel ne spune că aceasta este calea mai bună. Și dragostea este măsura manifestării spiritualității noastre. În măsura în care iubim, în aceeași măsură suntem maturi în Hristos. Fără această dragoste, toate darurile cu care noi operăm în trupul lui Hristos n-au nicio valoare. Suntem mădulare unii altora. Dumnezeu a dat darul fiecărui credincios. Și într-un fel sau altul, fiecare din noi manifestăm acele daruri. Dar de conducere, de administrare, de învățare, de încurajare și așa mai departe. Dar toate aceste daruri, fără dragoste, nu valorează nimic. Ultima secțiune a acestui capitol vorbește despre faptul că dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea este permanentă. Observați versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Este un timp în care darurile acestea vor înceta. Vor înceta pentru că ele sunt mijloace prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Reușim să percepem divinitatea, absolutul, măreția lui Dumnezeu prin faptul că ne folosim darurile în trupul lui Hristos. Și este un timp în care aceste daruri toate vor înceta. Vorbirea în limbi va înceta. Darul credinței se va opri. Darul prorociei se va opri. Păi, Pavel continuă spunând că acest în parte va fi înlocuit cu ceea ce este desăvârșit, cu ceea ce este complet, cu ceea ce este perfect. Și aici vorbește despre vremea copilăriei. Spune Pavel, atunci când eram copil, gândeam, simțeam, judecam ca un copil. Este un timp la existenței noastre, probabil acum suntem aici, un timp în care avem nevoie de folosirea darurilor spirituale pentru a înțelege divinitatea, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu, pentru a pătrunde această taină ascunsă de veacuri, care este Hristos. Dar vine o vreme în care ne maturizăm, în care toate aceste daruri se vor sfârși și nu vom avea nevoie de ele, pentru că vom fi desăvârșiți. Apoi Pavel folosește oglinda. Acum privim ca într-o oglindă și trebuie să menționăm faptul că în acele timpuri nu era o oglindă ca cea de la băile noastre de aici la biserică, atât de mare și frumoasă, în care să ne vedem cel mai mic coș de pe față, ci erau niște oglinzi făcute în bucăți de tablă, de metal, în care vedeai aproximativ imaginea ta. Era o reflectare destul de infidelă a cine ești tu. Acum vedem ca într-o oglindă. Dar spune Pavel că vine vremea când vom vedea față în față. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2 spune, prea iubiților, acum noi suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vine o vreme în care nu mai avem nevoie de exersarea acestor daruri spirituale, pentru că îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. În Exod 33:11 îl întâlnim pe Moise, despre care Biblia spune că vorbea cu Dumnezeu față în față. Ce rămâne este dragostea în cele din urmă?
Credința se va sfârși. Nădejdea are sfârșit. Observați, dacă citim Noul Testament, epistolul lui Pavel în mod special, găsim trei virtuți creștine care apar tot timpul. Credința, nădejdea și dragostea. Acestea sunt virtuțile principale ale creștinismului. Și Pavel spune aici, în capitolul acesta al iubirii, credința se va sfârși. Nădejdea va avea sfârșit. O singură virtute creștină vine din veșnicii și rămâne în veșnicii. Și aceasta este dragostea. Dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea este măsura manifestării spiritualității tale. Fără ea, orice dar pe care folosești în biserică nu valorează nimic. Vă invit acum la un timp în care să reflectăm. Și am două provocări pentru noi care suntem în dimineața asta aici. În primul rând, o întrebare. Este dragostea cadrul în care manifest darurile spirituale? Atunci când fac ceva în trupul lui Hristos, motivul pentru care o fac sau atitudinea cu care o fac este dragostea? Dacă nu este dragostea, Pavel ne-a spus azi că tot ce facem valorează exact zero. Dacă vrem să acumulăm ceva pentru eternitate, orice facem în trupul lui Hristos trebuie să fie făcut în această atitudine, în dragoste. Vreau să ne gândim la asta. Gândește la ceea ce faci tu, ca mădular în trupul lui Hristos. Este dragostea cadrul în care tu îți manifesti darul spiritual? Aș vrea să continui și apoi aș vrea să avem un timp în care să ne rugăm să reflectăm la această întrebare, poate într-un mod personal. A doua provocare pentru finalul acestei dimineți. Cu siguranță că, dacă am fost sinceri cu noi și cu acest text, gradul de frustrare din noi a crescut. Pentru că dragostea acoperă totul, crede totul, suferă totul, rabdă totul, nu se mânie, nu se laudă, nu este răutăcioasă. Dar ce facem cu noi? Ce ne poate iubi în acest fel? Cu siguranță doar Dumnezeu poate să iubească în felul ăsta. Dacă ar fi să luăm cuvântul Iisus și să-L punem în loc de dragoste, cu siguranță că ar suna foarte bine. Iisus este îndelung răbdător, așa este? Iisus este plin de bunătate. Iisus nu se gândește la rău. Iisus acoperă totul, suferă totul, crede totul. Dar ce facem noi? Cum putem noi cu zbaterile noastre, cu egoismul, cu răutatea, cu ranchiuna din inima noastră să iubim așa cum ne cere Dumnezeu să o facem? Haideți să ne uităm un pic în Cartea Romani. Cartea Romani este o carte care descrie foarte bine natura umană. Descrie în detaliu esența ființei umane. De fapt, creștinismul cred că este singura religie care reușește să surprindă natura umană într-un mod atât de fidel. Spunea profesorul Bruce Little, cu care am interacționat destul de mult săptămâna aceasta, că a avut o experiență interesantă anul trecut vizitând Auschwitz. Auschwitz, știți că este locul al fabrica morții din al doilea război mondial și vizitând acele locuri n-ai cum să nu fii îngrozit, să vezi stâlpul, locul, zidul în care erau împușcați, să vezi locul de gazare al miilor de evrei și nu doar, și în acel loc al groazei, nu ai cum să nu te gândești la cât de rău poate să fie omul. Și spunea profesorul Bruce Little că în acel loc al răutății și al meschinăriei ființei umane s-a întâmplat un lucru deosebit. Un deținut care urma să fie ucis a trăit pentru că alt deținut care era singur a spus: aleg să mor eu în locul tău, o să port eu numele tău, voi fi eu împușcat ca tu să trăiești. Același loc care arată răutatea ființei umane
și în același timp bunătatea de care suntem capabili prin Hristos. Asta este natura noastră. Roman capitolul 3, versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit cu toții că fie iudei, fie greci, suntem sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au obătut și au ajuns niște netrepnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și acum urmează o descriere foarte plastică a ființei umane. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Buzele, sub buze au venin de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Acum, puneți în contrast această descriere cu dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu se mânie, dragostea suferă totul, rabdă totul. Roman, capitolul 3, Pavel descrie atât de fidel natura umană, mă descrie pe mine, descrie pe tine, natura veche, natura păcătoasă. Haideți să dăm câteva pagini în Roman, capitolul 7. Pavel ajunge la acest punct culminant, această frământare și frustrare legată de lupta cu vechea natură, cu vechiul om. Roman 7 cu 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. E cineva care s-a identificat cu aceste cuvinte? Că știu ceea ce fac. Nu fac ceea ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea păcătoasă, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul. Pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ceea ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și iată disperarea, strigătul acesta, urletul lui Pavel, o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pentru toți cei din adunarea noastră care s-au identificat cu frustrarea aceasta lui Pavel, când vorbim despre iubire, urmează și un răspuns, versetul 25. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu fire pământească slujesc legii păcatului. Doar având natura lui Dumnezeu pot să iubesc așa cum Pavel scrie. Doar identificându-ne cu Hristos pot să iubesc în acest fel. Și atunci, modul în care slujesc în trupul lui Hristos este o cale nespus mai bună. Haideți să avem un timp în care să reflectăm. Vreau să vă cer, așa cum stăm pe scaune, să ne gândim, să medităm la mesajul acestei dimineți. Este dragostea cadrul în care eu exersez darurile spirituale? Și apoi, în ce măsură am natura lui Dumnezeu care mă poate face să iubesc cum El iubește? Haideți să stăm câteva clipe, să medităm și apoi să ne rugăm după aceea.